Okay, deci aceasta este clasa. Wow, e mare și super! Da, mulțumim! Cu plăcere! Acum trebuie doar să așteptăm să vină profa, pentru că am întârziat pentru că este un nou semestru. Ah, este un nou semestru? Dar nu știai? Nu. Chiar nu știam? De bine, hai să-ți mai povestim niște chestii. Da. Ok. Mă bucur că sunt bătină cu voi. Și noi la fel. Prințesca de înță mă lipă. Dar mă lipă cu probleșez. Am văzut și tu fata aia nouă. Fata nouă? Cum mama a putut ea să ajungă? Ce? N-ai observat-o? Nu. Of, de ce trebuie să fie observată nouă? De ce? Sunt bine. Tu bine mai văzut și tu? Ce să văd? De, fata nouă. Un nou, adică o nouă tocilare în grupul tocilarelor. Ce? Da, adică da. Ok, haide, nu te mai gândi pe jos pentru că, da, noi suntem populare, deci. Nu. No. Sculați. Mă bucur că avem o echipă. Mă lăsați că așa reușesc. Și mă bucur. Mă lăsați spartă? Nu, de ce? De ce te lăsai? Superbă! Mersi, fetelor. Ok. Ce să ne facem? Priviți și învățați. Ce face? Nu știu. E șefa noastră, deci trebuie să ne uităm la ea. Salut, fetelor! Salutare! Ce mai faci, Biancuțică? Nu mă cheamă Biancuțică. Mă cheamă Bianca Simona Oancea. Da, te cheamă Casta Vete. Ce mă nervezi! Dă-te tu un pic de aici, fetiță. Au. Asta trebuie dacă vorbești urât cu o populară și ce mai frumoasă de pe planetă, adică eu, adică da, da. Salut, Mangel de Fox. Ce vrei? Am vrut doar să zic, și tu, și tu, știu, ia pleacă un pic de aici. De ce? Știu că vrei să faci rolul mult pe prințes Luna Love. Adică prințes Luna Love, stai mă lăpă. Nu vreau să fac niciun rău. Și atunci ce vrei? Vreau doar să te dea la o parte. Nu te apoi tu cu mine, Reavo. Cum? Nu trebuie să vorbești așa cu cea mai drăguță și cea mai și cea mai frumoasă și nu mai rezist. Atac! Ia uite ce primești tu dacă vorbești cu o tocilară. De ce primești tu? Iar tu. Ce am să întreb, ești o fatiță nouă? Păi atunci, știi ceva? Să ce? Îmi pare bine de cunoștință. Și mie îmi pare. Ci că și mie îmi pare. Ce amuzant. Hai de rubia, mă. Hai să ne mai prostim. Ok. Știi, ele două sunt populare, știai? Nu sunt populare, mi-a zis mie. Ho, cum întâlnești să vorbești cu un accent atât de, atât de periculos la mine? Am văzut un accent periculos?
Și cu această voce de pleacă și... ce mă vezi. Apropo, am să spun că chiar dacă tu tot stai cu ele, că ele sunt ocilare. Și tu, strunge-se și ești și tu, ești și tot ocilar. Nu-i nimic de râs. Ia mai tași tu din gură. Tocilar. Prințesc că din țămână pământ? Prințesc că din țămână pământ? Da, mă lupă să curăm. Hai de aici să ne ducăm. Ok. Asta e cu tine. Asta e cu tine discuția. Ok. Problema unde locul tău? Aici. Asta le lăsăm pe tocilarele alea în pace. Mangal de Fox, vii acasă, mă mancea, sunteți bine? Hei! Scuze, n-am vrut. Să vezi tu ce primești. Când te voi prinde eu. Fătelor, sunteți bine? Da, suntem bine. Ce ți-a zis? Nu pot să zic acum așa în public. Ți-am zis, este populară, nu mai vorbi cu ea, este foarte rea. Știu, n-am ce să fac. Știu. Și, na, e foarte nasol. Nu te îngrijora. Stai, ce vrei să zic? Și mie mi s-a întâmplat la fel. La fel și mie. Era foarte nasol. Pe bune? Pe bune. Aproape la toți din clasă s-a întâmplat așa. Pe bune? Da. Chiar și la populare s-a întâmplat așa, numai că era de fi populară pentru că s-au prindit cu popularele acelea. Știi tu. Adică era populară dinainte, numai că cele nu... Cele fete nu credeau. Și unde sunt acele fete? Păi au plecat la altă școală, s-a dus la high school și de au. Ce ți-a zis? Că ți se spune în pauză, acum vine profesor. Da, ok. Ta-ta-ra! Bună ziua! Bună ziua! Mai tare, copii, mai tare! Bună ziua! Vă rog, mai frumos! Bună ziua! Un pic mai accentuos. Bună ziua! Un pic mai fericit! Bună ziua! Perfect! Ok, copii, deci cum știți, noi avem un nou semestru, da, un semestru. Și da, o să vă punem un bănci. Da, acum, în primul rând, se vede că avem o nouă fetiță. Este prințesuna Love Star Mulipă. Bună, prințesuna Love Star Mulipă. Salut, mâna. Am venit în clasa 5D. Îți place aici? Da. Ok. Deci, haideți, copii. Ce am vrut să spun? Mi-am uitat cartea la... Mi-am uitat cartea în cancelare. Uf, mamă. Copii, mai aveți 2 minute de pauză, pentru că... Adică nu de pauză, adică până mă duc să-mi iau o carte din cancelare, că da, am uitat-o, cum știți voi. Of, ce profesoară putucă avem. Da. Păi și ce vreți să mai facem o pauză? Chiar nu știu. Știi, hai să mai vorbim despre ceva. Da.